Salutare și bine v-am găsit! La cererea unor colegi de pe clubul de pescuit din Suceava, o să încerc să vă arăt astăzi nodul pentru înaintașul de fir textil folosit atât la pescuitul la feeder și method feeder, în momentul în care suntem nevoiți să pescuim la distanțe foarte mari, peste 100 de metri, cât și în pescuitul crapului clasic cu plumb sau cu năditor, acolo la fel unde avem nevoie de distanțe mari. Avantajul unui fir textil este în primul rând că nu are elongație și putem încărca lanseta mult mai bine folosind un înaintaș de fir textil. Acum, nodul de conexiune dintre firul de la lansetă și înaintașul de fir textil ar trebui, după părerea mea, să aibă două caracteristici. Unul la mână să fie cât mai conic pentru a putea trece cât mai ușor prin inelele lansetei. Și un al doilea lucru foarte important pe care îl văd eu ar fi ca atât capătul de monofilament cât și capătul de fir textil să iasă amândouă în sensul de deplasare a firului prin inelă. Adică dacă noi punem cele două fire în stilul ăsta. Haideți să facem un nod aiurea, să zicem un nod simplu, da? Și dacă vedeți, cele două capete ale firelor ies total incontrolabil și se vor agăța în mod constant în inele, fie ducând la încurcarea firului în lanseu și ruperea monturii sau ruperea lansetei, de ce nu, pentru că lovindu-se aceste capete de fir, lovindu-se de inele în mod constant, este posibil ca să încetinească alunecarea firului prin inel, să facă o buclă și să se încurce după inelul lansetei și să rupe montura. Da? Ideea este ca aceste două capete să iasă din nod în direcția în care pleacă firul. Adică dacă aici avem montura legată și aruncăm, firul să, când pleacă așa, aceste două capete care ies din nod să fie în același sens de deplasarea firului prin inelele lansete. Bun, haideți să vedem nodul care îl folosesc eu. Să tai ce am făcut aici. Nodul îl folosesc de câțiva ani. La început nu-i găsisem un nume pe internet, nu știam că se cheamă, am înțeles că se cheamă într-un anume fel. O să încerc să îl caut, să vedem dacă și dau de el. În principiu este un nod pe care l-am văzut undeva pe YouTube, cred că la un pescar din Anglia, prima dată. Ei îi spuneau pe vremea aceea nodul tip morcov, carrot nod, dar între timp, discutând mai acum câteva zile cu colegii de pe clubul de pescuit din Suceava, mi-au spus că se cheamă într-un anume
fel. Încerc să-l caut pentru că nu am reținut foarte clar cum se cheamă. Se cheamă Mahin, acest nod. Iar modalitatea de execuție este un pic diferită. Se începe nodul cu, cu un nod simplu. Pe firul textil. Până se obțină o buclă. Prin această buclă introducem firul care vine de la, de la lansetă, de la mulinetă. Se introduce capătul firului prin această buclă. Așa. Și se lasă undeva la 30-40 de centimetri de fir. Nu se strânge încă acest nod. Deci nu se strânge, se lasă în felul ăsta și ținem cu două degete de aici. Iar cu firul mono se matisează jurul firului textil de 10 ori. Bun, am matisat de 10 ori și acum revenim în același, în aceeași sens de rotație, revenim cu firul înapoi spre nodul nostru de aici, dar de data asta doar de 5 ori. Deci va arăta ceva de genul acesta. Capătul firului monofilament îl introducem înapoi prin bucla prin care am intrat inițial. Tragem un pic cât să se strângă nodul. Iar apoi venim și strângem bucla de fir textil. Trăgând încet, atât de un capăt cât și de celălalt, al firului de, firului de monofilament, încet, încet vom strânge nodul. Până acesta va avea o formă de morcov. Nu știu cât de bine se vede, încerc să caut ceva cu care să pun contrast. Ceva închis la culoare.
Haideți să vedem cheile mele. Deci va avea o formă de morcov. O formă care facilitează trecerea prin inelele lansetei. Nu știu cât de bine se vede. Haideți să vedem așa. Poate se vede mai bine. Ambele fire, ambele capete ale firelor care le-am legat ies în aceeași direcție cu sensul de înaintare a firului prin inele, iar forma ascuțită a nodului permite o trecere ușoară chiar și prin inelele de feeder, care sunt mult mai mici față de inelele folosite pe lansetele de pescuit la crab. Acest nod îl folosesc și pentru crab și pentru feeder. E foarte rezistent, nu cedează deloc. Cu cât tragem mai tare, cu atât se va strânge mai tare. Capetele le putem tăia foarte scurt. Vrea să focalizeze. Iar cele două capete sunt întotdeauna vor fi în sensul de trecere a firului prin inele. Deci nu va agăța atât de tare în inelele, mai ales la lansetele de feeder, cu atât mai puțin la lansetele de crab. Cam ăsta este nodul. Sper că v-a plăcut filmulețul. Dacă considerați că este ok, vă aștept în secțiunea de comentarii cu eventuale alte noduri pe care le folosiți voi în pescuitul la feeder și în pescuitul la crab. Poate sunt noduri mai bune decât acesta. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like și cu o abonare la canal. Și de asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce fel de noduri folosiți voi la pescuitul la feeder și la crab. Fir întins weekendul ăsta pentru cei care ies la pescuit și să sperăm că prindem o vreme cât mai bună de pescuit weekendul ăsta și vom putea ieși un pic din case. Dat fiind vremea în ultimele câteva zile fiind foarte ploioasă și urâtă și rece. O zi bună și fir întins încă o dată.